Bună! Sunt Adelina Pop și azi vom vorbi despre cum poți să-ți controlezi îngrijorarea. Dacă ai tendința să te îngrijorezi, de multe ori o să-ți spui că te ajută, că te ajută să anticipezi eventualele evenimente negative sau te ajută să te pregătești pentru ele. Însă ceea ce face îngrijorarea e să-ți consume foarte multe resurse, să te împiedice să te bucuri de viața ta, pentru că tot timpul stai și anticipezi catastrofe. Pentru a încerca să-ți controlezi îngrijorarea, e nevoie să faci diferența între tipurile de griji. Primul e cel legat de evenimente reale. Sunt grijile legate de diferite probleme pe care le întâmpini în viața reală. Fie că sunt probleme de sănătate, probleme financiare, probleme la muncă sau în relația cu soțul. Dacă grijile tale sunt legate de o problemă concretă, încearcă să cauți cât mai multe soluții. Încearcă să vezi care dintre acele soluții ai putea să le aplici și ai putea să ți le asumi. Poate însemna să vorbești cu cineva, să ai o discuție, poate mai dificilă, să dai un telefon, să ceri ceva. Indiferent care ar fi soluția pe care o alegi, e important să o aplici cât mai repede, pentru că cu cât te îngrijorezi mai mult, o să ți se pară tot mai greu și o să ai tot mai puține resurse să implementezi soluția pe care ți-ai propus-o. Cel de-al doilea tip de griji sunt grijile legate de evenimente viitoare, de evenimente care nu s-au întâmplat, de care îți e teamă că s-ar putea întâmpla. Și îți imaginezi că vor avea anumite rezultate cu care n-ai putea să te confrunți, la care n-ai putea să le faci față. Când vine vorba de acest tip de griji, încearcă să vezi ce anume te îngrijorează de fapt, de ce ți-e teamă. Dacă, spre exemplu, ai de făcut o prezentare la muncă și observi că ești foarte îngrijorat legat de ea, încearcă să vezi ce ți-e teamă că se întâmplă dacă nu te descurci, că o să râdă ceilalți de tine, că o să fii concediat. Încearcă să vezi care e cea mai mare temere a ta în situația aceea și pune-o sub semnul întrebării. Cât de probabil e cu adevărat să se întâmple asta? Cât de probabil e ca pe baza unei prezentări mai puțin reușite, într-adevăr, să fii concediat? Încearcă să vezi dacă în situații similare ai făcut aceleași predicții și ce s-a întâmplat de fapt. De fiecare dată când tu ți-ai imaginat că lucrurile o să meargă groaznic, au mers într-adevăr așa? Ce s-a întâmplat? Pentru că cel mai probabil rezultatul n-a fost cel pe care tu l-anticipai. Încearcă să te întrebi care e de fapt probabilitatea ca lucrul de care ți-e teamă să se întâmple. Și după ce ai răspuns la aceste întrebări, încearcă să-ți imaginezi care ar fi cel mai bun rezultat posibil în acea situație. Cel mai probabil nu va fi acela, nu va fi acel rezultat pozitiv, dar nu va fi nici acel scenariu catastrofal pe care tu ți-l imaginezi, ci va fi o variantă de mijloc, o variantă acceptabilă la care vei putea să te adaptezi. În fiecare zi avem aproximativ 60.000 de gânduri și grijile noastre sunt o parte dintre acestea, dar ele sunt doar gânduri, nu sunt realitate. E nevoie să te raportezi la grijile tale într-un mod diferit dacă vrei să fii mai liniștit, dacă vrei să te bucuri mai mult de viața ta. Îți mulțumesc!